fii atent cât de fain se vede, nene. Absolut senzațional. Asta e România, Vasile, dar cum să nu? Sunt aici la... Unde sunt, mă? Pe aici, pe undeva, la Târgu Neamț, cred. Habar n-am, parcă așa scria, era o placă acolo. Deci fii atent cât de fain arată. Mă duc pe acolo, pe Borsec, știi? Pentru că pe acolo îmi place. Deci de fiecare dată când merg la Iași și când mă întorc, numai pe Borsec circul. Uite aici, cu Panzol din Franța. N-ai să crezi. Bă, nu înțeleg legăturile astea dintre comune, sate, orașe, ce sunt înrudită cu nu știu ce localitate din Egipt, din Mesopotamia, din... Nu prea înțeleg toate lucrurile astea, în sfârșit. Nu știu cum s-au hotărât, știi? Cum s-au hotărât? S-a dus primarul de aici la ăla și a zis, bă, hai să ne punim. Dar de ce? Pentru ce? Care-i scop? Nu, oricum, e peste mine. Aici ai service, asta înțeleg, e clar pentru mine. Luca Oil. Da. Bagă românii, bagă, bagă. Păi de la ăsta cu roșu nu mai poți să bagi, de la ăla cu verde și cu galben iar nu mai poți să bagi. Păi de unde să bagi? De la ăla albastru? Da, bravo. Ha. Auzi, știi ce cred că o să se întâmple? Nu, nici nu vreau să vorbesc despre treaba asta, mai bine nu, dă-i pace. Mă gândeam eu așa, ce influențe vor fi în următorii 15-20 de ani în România? Puțin și gata, bine? China și încă o țară mai mare. Gata, atât, nu mai zic nimic. No, bun, vreau să mă duc înainte. Știu că aici în stânga este centura, dar vreau să merg înainte. Accesul interes camioanelor cu excepția autovehicolelor de școală. Nu sunt cu camion. Restaurantul Select, pun pariu că aici a mâncat multă lume, bine? Voiajorul, eu am citit pensiunea vrăjitoarelor, Doamne ferește, ce Dumnezeu, mă, frate? Ia uite, doamna Cici, n-a curățat nimeni trotuarul, vre? Ce să faci? Au și oameni ăștia aici la canalizări din astea, băiatule. Pompe funebre, toți ajungem aici, vezi de treabă. Dar bravo, mă, orice ai face, tot acolo te duci, lene. Știi, mai sunt ăștia care... Bă, hai să fac aversă. Pentru ce, mă, frate, că trebuie să trăiești și tu? Da, mă, dar trebuie să-i las și la copil. Păi, mă, ascultă un pic. Dacă tu ai fost puțin mai vagabond așa și ai reușit să faci foarte mulți bani, copilul tău sunt șanse de 80-90% să nu-i poată ține, dar aminte să-i înmulțească. De ce? Pentru că nu a avut viața ta. E mai dobitoc decât tine. Nu înțelegi? N-ai cum. N-ai cum. Deci n-ai cum. E ca și cum ai venit la mine. Poate la mine, nu? Dar e ca și cum te duci aici pe marginea uliței, l-ai găsit pe un cioban și îi zice, ia mă de aici, 2 saci, ai 2 milioane de euro. Imediat îi face praf. N-avem nici eu, la fel. N-avem educație financiară. Eu cred că m-aș duce în continuare la lucru cu banii aia, stând în bancă sau în sertar sau pe unde ori stau. Eu m-aș duce în continuare la lucru, aș căuta pe cineva priceput, i-aș pune sacea în brațe și zic, bă, du-te dracu să te ia, trebuie să mulțim ăștia. Zic, cum facem? Înțelegi, cu ghilimelele de rigoare. Și cu 50 la oră, noi aprindem sirenele, nu stăm deloc pe oră. Hai să vedem, poliția locală. Aha, am mai văzut. Bibliotecă? Uite-mă, o bibliotecă, frate, îți vine să crezi. Bă, dar cât de faină e, apropo de citit. Mai îmi fac câteodată timp și mai citesc, că-s niște cărți care le citesc regulat, aș putea spune. Adică odată la 7 ani am vreo 15 cărți care le recitesc și le recitesc și le recitesc și iar le subliniez covrici. Bă, nu mă splăcinte, brânzoaice. Și în sfârșit... Și apropo de bibliotecă, am văzut eu o chestie, am și Facebook din ăla, știi, și mă mai uit acolo când și când. Dar foarte rar, extrem de rar. N-am TikTok, n-am din aia la altă, mai e o aplicație cu poza, Instagram ăla, n-am din ăla, în sfârșit n-am multe eu. Și mă uitam acolo și vedeam că era un tip care îi dădea altui tip o carte, știi? Și ăsta întreabă care a luat cartea, zice, și cum mă conectez la asta? Nu, ce este asta? O carte. Și cum mă conectez la ea?
și alălaltă îi spune cu creierul. Știi, adică foarte, foarte interesantă ideea. De ce? Pentru că sunt foarte puțini oameni în ziua de astăzi care mai au fizic o carte în mână și o citesc. E altfel experiența decât atunci când citești de pe device-uri, de pe chestii, știi? Decât să dai scroll. E altceva când ții tu cartea în mână, da? Și dai tu pagină cu pagină. Mă, unde a rămas, mă? Stai că nu mai știu. A, aici, da? Și îți vine ție, mamă, ce cuvânt tare sau ce frază faină, știi? Și vrei să o încercuiesc, să o subliniezi, să faci acolo 4 steluțe, chestii, știi? E altceva. E o experiență mult mai plăcută decât să citești de pe chestia asta. Și eu îți recomand să mai citești. E foarte important să citești. E foarte important să înțelegi cum sunt aranjate, ca să zic așa, anumite lucruri. Pentru că o să ți se pară puțin ciudat, dar cam nimic nu este la voia întâmplării pe aici, pe unde suntem. Cred că mai bine o luăm pe centură. Da, mă, dar nu mai vedeam magazinul ăsta alimentar de legume, fructe aici. Și Lotoprona. Da, bravo. Ci că s-a câștigat premiul ăla la Cluj. Mamă, ăștia scurat, dar frate, n-ai să crezi. Stai că dă cu spatele. Lasă-l bre și pe el să iasă. Fiți civilizați. Bă, deci eu chiar am foarte multe pretenții de la poliție, de la jandarmerie, de la toți oamenii ăștia. De ce? Pentru că voi sunteți acolo și ieșiți pe stradă în ținutele voastre și uitați în primul rând că sunteți oameni și așa peste. Te vrei să treci, nu? Nu? Te duci să iei gogoși. Nu, bine. Și eu chiar am așteptări de la ei. Eu vreau să-i văd exemple, adică cei care intră în instituțiile astea, din punctul meu de vedere, ar trebui mai întâi să se educe în relaționarea cu oamenii. Da? Am fost în Anglia, am văzut polițiști, nota 10, pălăria, nici... Păi, deci, foarte ok oamenii, ai ce să povestești cu ei. În Italia la fel. Acum că mai am la portofel, aia e. Deci și în Germania, chiar și în Germania, care, no, vorba aia este nemția, știi? Unul singur m-a enervat foarte tare la un moment dat, că i-am deschis geamul, i-am zis bună ziua, eu tot timpul salut, cu zâmbetul pe buze, chiar dacă am 3 iepuri în rucsac și jumate înăuntru, eu îi salut, știi? Și zic hello sau bună ziua, chiar și în limba română, de ce nu? Și atunci am salutat în engleză, că nu, asta o folosesc, aia de baltă, care o știu eu, mai cu mâinile, cu genunchi, în sfârșit și mă înțeleg cu oamenii, știi? N-am avut probleme. Și omul ăsta, milițianul ăsta din Nemția, îmi spune, zice, ești în Germania, în nemțește mi-a zis, și zice, ești în Germania și trebuie să vorbești germană. No, zic, fii atent că pot să-ți spun ceva. Ideea e că pe zona aia de la Nuremberg, de acolo, sunt foarte mulți polițiști care cunosc limba română și chiar și dacă nu ar cunoaște, o ideea este că trebuie să te porți civilizat. De ce spun asta? Pentru că pe numărul tău de matriculare scrie România. Și în momentul ăla am zis ok, zic că I don't know speak Deutschland ăsta al tău, zic I need a translator. Și el tot încerca papiră, zic I don't know what you say. Zic nu te înțeleg fratelo, zic adu-mi aici, zic translator. De ce? Pentru că sunt obligați, dacă nu te înțelegi cu ei, să îți aducă translator. Vezi, asta este ideea, pentru că dacă nu ești informat corect și din timp, pierzi. Da? Pentru că dacă eram eu la începutul curselor și mă luau ăla așa, îți dai seama că m-aș fi pierdut. Sigur m-aș fi pierdut. Și în momentul când i-am zis de trei, el a plecat de la mașină, am stat în mașină, îți dai seama că nu plecam de nebun, nu i-am dat niciun document, nimic. A venit înapoi și... Haide, ieși. Te rog frumos să ieși. Să mergi pe aici. Și a venit înapoi și zice... hello, mai... Dar foarte greu, știi? Eu știam că știu. Eu știu că ei cunosc totuși limba engleză, chiar dacă sunt atât de... naționaliști, precum sunt și francezii, pentru că și la francez îmi răspundea la telefon și zic că el îmi vorbea în franceză, nu funcționează, nu știu care e treaba.
Și zic că nu cunosc, zic că you speak English, și zice French, și zic că ok, zic bye, pac, și închideam telefonul. În secunda doi mă sună înapoi, sir, păi dacă eu te iau cu binișorul și tu mă iei cu altfel, nu-i ok, trebuie să ne înțelegem. Eu atâta le spuneam, je m'appelle Valentina, I'm from Romania, servus my friend. Da, de jumate franceză, jumate engleză. Și zic, uite, fenetră, când auzea de fenetră, gata, zice, ăsta e ăla cu termopanele, trebuie să vină. Oricum știau de la firmă dinainte, știi? Nu, că vine salvarea, trebuie să degajăm un pic aici treaba. Și imediat mă înțelegeam cu oamenii, nene. No, hai. Da, și nemțelul ăsta încet a început să vorbească engleză și zic, domnule, zic, nici eu nu știu să vorbesc foarte bine, dar zic, your English is very good, it's very good, zic, because I understand you. Și atunci am dat documente, i-am dat, a fost ticălosul ăla care mi-a dat amenda aia de 30 de euro. Eu aveam tot teancul ăla de foi cu mine, știi? Și le-am arătat și în toate foițele alea a găsit el o căsuță din aia necompletată, corect? Și m-a dat el, în sfârșit am mai povestit asta de multe ori. Nu mai vreau să ajung acolo. Ce nu-mi place la ei este că ei respectă foarte mult legea. Nene, nu zic că nu. Legea, într-adevăr, ar trebui respectată. Dar sunt anumite situații în care legea nu mai are aplicabilitate și are aplicabilitate legea umană, adică legea omului. Nu știu dacă înțelegi. Sunt anumite situații în care legea nu mai poate fi aplicată. Stai acolo! Și trebuie să aplicăm legea omului. Eu te-și pe ăla cu căruța. Bă, vă, nu i-ați văzut, mă, pe aia cu căruța? Ăștia colorații. Lampa, mă, si de treabă. Kilimanjaros, El Papitos. Hai să crezi, nene, vezi tu sălbatic aici. Market. Mănăstirea Secu, n-am auzit. Merg departe, nene. Nu prea iau, mă, la ocazie, înainte mai luam, dar acum nu mai. N-am nicio tragere de inimă, așa. Nu, ce să zic, hai înainte să mai vedem ce mai este.